Vin sărbătorile, începe goana după cadouri, cadourile pentru cadrele didactice, pentru că despre ele vorbim, o meteahnă de care mulți dintre părinți încă nu s-au lepădat și nici nu vor să se lepede. Asta în ciuda criticilor din partea celor sătui să mai cotizeze sume exorbitante și chiar a unora dintre cadrele didactice, care nu mai vor să primească, de la parfumuri până la excursii plătite de părinții cu dare de mână. Pe un grup al părinților de pe Facebook, subiectul a stârnit în nenumărate comentarii. Și citez aici, la o clasă de 22 de copii cu un învățător și 3 profesoare, engleză, religie și sport, e normal să se strângă 4.400 de lei pentru cadouri, întreabă un părinte. În fiecare an, cadourile sunt din aur și încă un părinte, și dacă un părinte nu-și permite, bineînțeles că apar discuții acide. Este un comentariu de la care, este o postare de fapt de la care au început extrem de multe comentarii. Și vorbim și noi despre această problemă care nu pare să fi fost rezolvată nici în acest an, deși sunt de la un an la altul din ce în ce mai multe critici și din ce în ce mai mulți părinți care nu vor să cotizeze și cadre didactice, care nu vor să primească aceste cadouri, se simtă penibil în această situație. Alături de noi, în legătură directă, online, este domnul Iulian Cristache, președinte FNAP. Bună seara! Bună seara, sper că mă auziți. Ne auzim și vă și vedem și vă întrebăm care ar fi soluția, că am mai vorbit și anul trecut pe vremea asta și înainte de Paște se pune problema să fie doar niște cazuri izolate, niște părinți care vor să se afirme pur și simplu că poate copilul ia o notă mai bună, să se afirme în fața cadrelor didactice? Aceste discuții, din păcate, reprezintă o ciorbă încălzită an de an și degeaba. Nu reușim să rezolvăm această problemă. Cum de altfel nu reușim să rezolvăm multe probleme în sistemul educațional, exact acolo unde există cadru legal și interzice. Deși există cadru, exact cum vă spuneam, sunt părinți care, într-adevăr, probabil vor să-și cumpere liniștea propriilor copii, ceea ce nu este absolut deloc în regulă, pentru că într-o clasă, într-o formațiune de studiu, sunt și părinți care nu-și permit aceste cadouri și atunci cumva sunt obligați să se împrumute. Este adevărat că principalii vinovați sunt părinții. Acei reprezentanți ai părinților care ar trebui să reprezinte interesele legitime, atenție, legitime ale propriilor copii și nu să subscrie la tot felul de cadouri și la tot felul de fonduri care să vină în sprijinul profesorilor. Și la fel de adevărat este că sunt unii dintre profesori, și aici nu generalizez, am spus unii, care pur și simplu completează cu succes această acțiune începută de către unii părinți pe grupurile de părinți. Și mai grav este că sunt părinți puțini, într-adevăr, care se opun și acei părinți sunt pur și simplu supuși oprobriului, sunt scoși de pe grupurile de WhatsApp și copiii pur și simplu sunt persecutați la școală, ceea ce nu este absolut deloc în regulă. Credeți că aici conducerea acestor instituții, directorul, în perioada asta să pună piciorul în prag și să le transmită tuturor părinților pe toate grupurile și tuturor cadrelor didactice că nu e în regulă să faci asta și nu e în regulă să discriminezi un copil, un părinte, pe baza cotizării pe care a făcut-o sau nu pentru aceste cadouri? Așa este, aveți dreptate, directorul este managerul unei unități de învățământ și fără discuție că ar trebui să spun acest lucru de la început, lucru care s-a întâmplat, de exemplu, la fata mea atunci când era clasa 9 la colegiu, acum este clasa 12, la prima ședință pe care am avut-o cu doamna diriginte, a spus foarte clar, nu vreau să strângeți bani pentru cadouri. Și de momentul ăla, practic, s-a făcut liniște în clasă și s-a înțeles că nu trebuie să facem acest lucru. Acum vreau să fiu foarte clar înțeles. Nu ne opunem unor cadouri simbolice, unor buchete de flori atunci când este cazul. Nu vrem să fim absurzi, pentru cel puțin la ciclu primar, acolo unde doamnele profesoare, învățătoare se chinuie cu acești copii care ei de la 5 ani și jumătate și nu este deloc ușor să-i aduci până la finalul clasei a 4-a, nu e o problemă să faci un cadou de flori cadou sau e și un cadou simbolic, absolut de bun simț. Dar nu, în nicio formă nu suntem de acord, acum au apărut cardurile de Kaufland, de supermarket sau de Profi, sau astfel încât să nu se vadă că se primește sub o formă sau alta aceste cadouri. Nu este absolut deloc în regulă. Adică un card pentru profesor să-și cumpere lucruri din supermarket? Doamnă, da, din păcate s-a ajuns. Știți foarte bine că acum câțiva ani de zile, acum n-am mai avut exemplu în ultimii 2 ani, de ce să vă mint, dar
Acum 3 ani de zile era o doamnă învățătoare în București care în fiecare an de zile își completa bucătăria, partea de ustensile și dătea comandă. Anul ăsta îmi luați cuptor cu microunde, la anul îmi luați cuptor și așa mai departe. A fost mare discuție atunci. A fost o discuție cu o doamnă tot din București care primea banii pentru ratele de leasing, adică părinții avea grijă să nu sufere din punctul ăsta de vedere. Repet, vina pleacă în primul și în primul rând de la părinți, ca să fiu foarte bine înțeles. Adică nu vreau să arăt către toate cadrele didactice, dar la fel de bine s-ar putea ca profesorii să pună stop acestui fenomen și să spună nu vă supărați, în afară de un buchet de flori nu primesc nimic și atunci lucrurile cu certitudine se vor aranja și este absolut normal la statutul unui cadru didactic. Să nu permită pur și simplu să fie batjocoriți, pentru că uitați, se întâmplă situații în care unii dintre părinți spun și foarte bine fac că spun și atunci sunt puși într-o postură deloc plăcută la nivelul corpului profesoral. Mulțumesc foarte mult pentru această intervenție, domnule Cristache. Mergem mai departe acum.